Previților, vreau să citesc din Sfânta Scriptură, nici nu e un verset, e jumătate de verset. M-a frământat mult versetul acesta, îl iubesc mult versetul acesta din Sfânta Scriptură și în această dimineață aș vrea să vi-l las fiecăruia dintre dumneavoastră să-l așezați la inima dumneavoastră ca un cuvânt de încurajare, de provocare pentru vremea aceasta, pentru misiunea grupului Hristic, pentru slujirea dumneavoastră. Neemia, capitolul 13, voi citi ultima parte a versetului 31, va partea a doua. Neemia, capitolul 13, ultima parte a versetului 31, în traducerea Cornelescu, pagina 513, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Amin. Mai citesc o dată că a fost prea scurt, da? Adu-ți aminte, e o rugăciune, dragii mei, pe care Neemia o înalță către Dumnezeu. O înalță la sfârșitul alergării lui, dragii mei, la sfârșitul slujirii lui, în dimineața aceasta, cu responsabilitate, vreau să ne uităm la versetul acesta. Adu-ți aminte de mine spre bine, atenție, spre bine, Dumnezeule. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, mă simt bucuros ca în această dimineață să fim cu dumneavoastră. E drept, eu am mai fost și acum 10 ani. Nu știu dacă am slujit acum 10 ani. Nu cred că am slujit. Dar știu că am fost. În parc undeva s-a cântat, da? Știu că am fost atunci. Cred că din grupul Hristic doar eu și cu Doru, da? Mai suntem astăzi de atunci, da? Dar ce ne bucurăm din nou? Cel puțin mă bucur din nou să revin la dumneavoastră, să vă pot sluji în dimineața aceasta. Un cuvânt pe care Dumnezeu, dragii mei, mi l-a așezat în inimă și la care am început să mă gândesc tot mai mult în ultima vreme. Acum, eu vreau să vă întreb în această dimineață. E drept că Dumnezeu și-a aduce aminte de tot ce facem noi? E drept. E drept că Dumnezeu știe tot ce facem. Ce fac eu, ce fac copiii, ce faceți dumneavoastră. E drept că Dumnezeu știe și lucrurile pe care noi am încercat să le ascundem, da? Nici astea, spune Sfânta Scriptură, deci nu pot să rămână acoperite. În această dimineață, interesant este că omul acesta lui Dumnezeu, dragii mei, după toată lucrarea pe care o face, înalță către Dumnezeu o rugăciune cu totul și cu totul specială. Să știți că eu am căutat în Sfânta Scriptură și se pare că e unica de felul acesta. Mai vine și Ezechia înaintea lui Dumnezeu, dar și spune, adu-ți aminte de cum am trăit, de cum am umblat. Vă aduceți aminte, da? Mai lungește viața. Dar la sfârșitul alergării, Neemia este singurul care face rugăciunea aceasta. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeu. Facem bine la oameni și uită oamenii. Ne fac oamenii nouă bine, da? Ne fac oamenii nouă bine. Uităm de cele mai multe ori, da? Uităm de cele mai multe ori. Dar, dragii mei, aș vrea în această dimineață să învățăm câteva lucruri din Sfânta Scriptură, cum este, atenție, profilul unui astfel de biruitor. Cum este? Ce a făcut el de a putut ca la sfârșitul alergării, sfârșitul slujirii, să ridice către Dumnezeu rugăciunea aceasta unică. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Nu-i spune vreunui om. Probabil ne-am deranjat, să știți. Ne-am deranjat dacă ne-ar spune careva într-o vreme ca aceasta, știi ce? Adu-ți aminte acum 10 ani ce ți-am făcut. Adu-ți aminte. Și probabil am fi îndreptățiți câteodată.
Și ce spunea David într-unul din psalmi? Din pâinea mea am dat altuia. Da? Chiar și cel care a mâncat din pâinea mea, spune el, ridică mâna împotriva mea. Și avea David să spună cu durere. Ăsta a fost Ahitofel care a ridicat, a mâncat din pâinea lui David, ca mai apoi să întoarcă spatele lui David să se lipească de Absalom. Cu durere avea David să spună lucrul acesta. Dar, dragii mei, în dimineața aceasta am vrea să ne adâncim inima, mintea, în Sfânta Scriptură și să vedem cum e profilul unui astfel de biruitor. Să știți că să poți să înalți către Dumnezeu la sfârșitul alergării o astfel de rugăciune, trebuie să fi făcut ceva de bine. Ascultați-mă bine. E luptă astăzi să faci ceva de bine. Nu depui niciun efort astăzi să faci rău. Nu se depune astăzi niciun efort ca să putem să facem rău. Dar e o luptă să poți să faci ceva de bine. Cum e un astfel de om? În Sfânta Scriptură, aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la omul acesta. Omul acesta, dragii mei, a fost interesat sincer de lucrare. Știți unde este, unde este reflectată această sinceritate a lui de lucrare? Interesul lui, dragii mei, îl găsim în Sfânta Scriptură tocmai în primul capitol. Haideți să ne întoarcem la Neemia, capitolul 1, da? Începem de aici. Eu am citit sfârșitul, dar începem acum, da? Mergem la început. Interesant este că spune Sfânta Scriptură că a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăsese din robie. Dragii mei, întâi de toate, un om interesat sincer de lucrare întreabă sincer de lucrare. Nu întreabă de lucrare să poată fi batjocorită lucrarea. Nu întreabă de lucrare să poată fi bârfită lucrarea. Un om interesat sincer de lucrare pune o întrebare sinceră legată de lucrare. I-am întrebat. Așa să ne întreb în dimineața aceasta. Cât de des întreb despre lucrare? Cât de des întreb cum merge lucrarea? Ce aș putea să mai fac în lucrare? Frații mei, întâi de toate, ca să pot, da, ridica o astfel de rugăciune, adu-ți aminte de mine spre bine, trebuie să am un interes sincer față de lucrare. Interesul acesta sincer față de lucrare presupune o întrebare sinceră. O întrebare deschisă, nu o întrebare ascunsă, nu o întrebare de la care, eu știu, luăm un răspuns care ne convine. Mai e un lucru foarte interesant legat de lucrul acesta. Dragii mei, când există o întrebare sinceră, să știți că există și un răspuns sincer. Știți care a fost răspunsul sincer pe care Neemia îl dă? Când află Neemia cum e starea poporului, știți care a fost atitudinea lui? A început să plângă pentru popor. Și a fost un plâns sincer, pentru că spune Sfânta Scriptură, în Psalmul 126 cu versetul 5, da, ferice, da, de cei ce seamănă cu lacrimi, că cei vor se cera cu bucurie. Dragii mei, Neemia întreabă sincer. Neemia plânge pentru poporul său. Mai mult decât atât, spune Sfânta Scriptură, da, în versetul 4, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jelit multe zile, atenție, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Frații mei, e un post voluntar. N-a cerut nimeni post pentru Neemia. Neemia, când a auzit de starea poporului, a început să postească. A luat decizia de post singur. Nu l-a provocat nimeni, n-a insistat nimeni, nu l-a sunat nimeni, nu i-a adus nimeni aminte prin mesaje, știi ce, vezi că trebuie să intri în post. Nu-i rău nici asta, da? Dacă mai uităm problema aceasta, dar nu-i rău. Dar cel puțin, cu certitudine, vreau să înțelegem, da, că a fi interesat sincer de lucrare înseamnă întrebare sinceră, înseamnă plâns, da?
plânzi pentru lucrare și de asemenea înseamnă, dragii mei, rugăciune și post pentru lucrare, voluntar. Atenție, toate au fost făcute voluntar. E drept că slujesc de ceva vreme în Spania. M-am născut, să știți că în județul Buzău m-am născut. N-am avut biserică nici cât sunt copii aici, să știți, nici cât sunt aici. N-am avut scaunele astea în biserică. În casa noastră era sinagoga. Era o cameră de 3x3. Eram noi ca și familie, părinții mei și noi 4 frați, 3 băieți și o fată. Și lângă familia noastră, Dumnezeu a așezat o soră oarbă. Vreau să vă spun că Dumnezeu pe sora asta oarbă a luat-o la el la vârsta de 100 de ani. Ea de peste 50 de ani, dragii mei, a fost oarbă. N-am să uit niciodată momentele în care ea le spunea părinților mei următorul lucru. Din 7 zile câte sunt în săptămână, 4 le avea puse deoparte post și rugăciune. Spunea așa, o zi pe săptămână era pentru păstorul bisericii. Și care era durerea cea mai mare? Nu l-a văzut niciodată pe păstorul bisericii. N-a știut, doar îi simțea mâna când dădea pace. Doar îi auzea vocea. Doar îi auzea vocea când îi dea cine acasă. Rar în ultimii ani mai putea să mai meargă la biserică la Brăila. Dar mergeam noi și aduceam cina la noi. Mergeau părinții mei și mă gândesc de cele mai multe ori, dragii mei, unde sunt astfel de oameni ai lui Dumnezeu? A fost singura persoană pe care am întâlnit-o și despre care am auzit. L-a sunat pe fratele Daniel și a spus, știi ce, frate? Vino, te rog, la mine, acasă, fă o rugăciune pentru mine, ca Dumnezeu să mă ia acasă. Pentru că trupul nu mai putea în trup. Se strâmbase de tot, i-am dus pe copii să o vadă. Și am stat de foarte multe ori și m-am gândit la următorul lucru. De ce Dumnezeu n-a luat-o mai repede acasă? Până la 100 de ani? Mult 100 de ani. Și a venit un răspuns. Și l-am luat ca din partea lui Dumnezeu. Un răspuns de sus, un răspuns cu înțelepciune. Știți care a fost răspunsul? Pentru că încă nu s-a mai ridicat o astfel de persoană care să postească într-un mod special pentru păstor, pentru lucrare, pentru comitet și pentru biserică. Atenție, voluntar. Aș vrea să te provoc ceva în această dimineață. Nu crezi că e vremea să faci ceva pentru Dumnezeu de care Dumnezeu să-și aducă aminte de bine? Oricum știe Dumnezeu ce facem. Dar vei putea la sfârșitul alergării să înalți rugăciunea aceasta. Dragii mei, vreau să înțelegem în dimineața aceasta, profilul unui astfel de biruitor este acesta. El este interesat, da, serios de lucrare. Mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu să fim serioși în lucrarea Lui. Neemia nu și-a bătut joc de lucrare. Când a auzit cum merge lucrarea, a început să plângă. A început să-l doare lucrarea. Neemia, când a auzit cum este lucrarea, a început să facă ceva. Și primul lucru, dragii mei, pe care a început să facă Neemia a fost, da, s-a implicat voluntar în post și rugăciune. Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum îți este rugăciunea? Probabil e o întrebare, eu știu, nepotrivită astăzi. Vreau să te întreb, să spun ceva și să te provoc să te gândești la următorul lucru. Vreau să ne gândim împreună la 3 păsări zburătoare, ca să înțelegem cum ne este rugăciunea și unde ne aflăm astăzi. Struțul, găina
și vulturul. Așa că sunt trei păsări zburătoare? Struț, găină și vultur. Dar știți că e o mare deosebire în zborul lor? Haideți să le luăm să ne analizăm, da? Eu sunt mai mic ca mulți de aici, da? Dar le analizăm împreună, da? Struțul, să știți că are aripi. Are aripi. Dar să știți că mai niciodată nu zboară cu ele. Știți ce face el cu aripile? Mai își înăsprește mersul. Da? Adică se mai accelerează. Urmăriți și veți vedea. Are aripi, dar nu prea și le folosește. Și le folosește numai să fugă mai repede. Găina are aripi? Are, da? Zboară? Așa, bine ai zis, frate, da? Zboară, dar știți unde zboară? Peste gard. Da? Din când în când și atunci mai sare și peste gard. Țineți minte, iarăși aici un tâlc. Are struțul aripi, își înăsprește mersul. Are găina aripi, zboară din când în când și când mai zboară, se duce și peste gard. Vulturul are aripi? Are. Și unde zboară? La înălțimi. Dragii mei, toate trei sunt păsări zburătoare. Așa sunt și rugăciunile noastre. Cu regret o spun în dimineața aceasta. N-am pretenția că sunt omul cel mai perfect în dimineața aceasta, mă lupt în privința aceasta, dar trebuie să ne uităm în fața acestei oglinzi. Fiecare dintre noi. Chipul struțului nu folosesc niciodată aripile rugăciunii. Cu aripile rugăciunii nu se ridică niciodată către Dumnezeu. Câteodată așa mai auzi că există în biserică. Doar atât. Chipul găinii se folosesc din când în când aripile rugăciunii. Rugăciuni scurte, mici, fără să se desprindă prea mult de pământ. De parcă ne-am fi teamă, ne este teamă. De ce se va întâmpla? Pe când chipul vulturului, dragii mei, folosesc aripile cu putere, se desprind, da, total de pământ și se ridică spre cer. Și zic, Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta, dragii mei, și să fim plini de înțelepciune aici. Haideți să mai învățăm ceva. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Un interes sincer pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mai e ceva aici. Iarăși, dragii mei, e o implicare activă. Sinceră. Deci interesul acesta, Neemia și-l transformă, da? Și-l pune în aplicare. Dom'le, vreau să mă implic acum. Două întrebări, dragii mei. Două întrebări a pus apostolul Pavel pe drumul Damascului. Era Saul din Tars, da? Două întrebări. Întrebările acestea au venit una după alta. Apostolul Pavel nu le-a mai repetat niciodată. Cel puțin nu găsesc în Sfânta Scriptură. Știți care au fost întrebările? Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Țineți minte. Două întrebări a ridicat Pavel. Cine ești tu, Doamne? Și a doua întrebare, e imediat după ea. Ce vrei să fac? Știți unde mergea David? Unde mergea Pavel când întâlnește Iisus Hristos? Să prigonească biserica. Avea scrisori de împuternicire. Avea tot spatele asigurat, dragii mei. Doamne, cine ești și ce vrei să fac? Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta. Când a fost ultima dată momentul tău cu Dumnezeu? Ce vrei să fac? Doamne,
Oare chiar să nu pot să fac nimic? Doamne, ce pot să fac pentru tine? Ce vrei să fac pentru tine? Frații mei, dimineața aceasta vreau să nu uităm chemarea aceasta a lui Dumnezeu prin omul acesta. A fost un interes sincer și a fost o implicare sinceră. Mers prin încheiere în dimineața aceasta. Ce mai face omul acesta? În cartea sa, dragii mei, în Neemia capitolul 5, versetul 19, fiți atenți ce spune Sfânta Scriptură. Neemia 5 cu 19 spune așa: adu-ți aminte de mine. Iar e rugăciunea aceasta. Dragii mei, slujirea lui Neemia, da? Slujirea lui Neemia conține astfel de rugăciuni, să știți. Conține astfel de rugăciuni. Adu-ți aminte de mine spre bine, da? E aceeași rugăciune, da? Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Așa să te întreb în dimineața aceasta. Crezi că ai făcut totul pentru poporul tău? Pentru orașul în care te-a așezat Dumnezeu? Pentru satul în care te-a așezat Dumnezeu? Asta e rugăciunea pe care Neemia, dragii mei, o înalță. Doamne, am făcut lucrul ăsta, ai bun! L-am făcut și știu că l-am făcut bine. Și l-am făcut pentru poporul nostru, pentru poporul tău, pentru poporul acesta. Pentru poporul acesta mă doare. Vreau să vă dau un exemplu, da? O experiență pe care am avut-o noi la Maranata, Biserica Maranata din Getafe, din Madrid. Cu ocazia aceasta, mulțumesc bisericii că ne sprijinește în rugăciune. Ei știu astăzi că noi suntem în lucrare, au știut aseară, știu și zilele care sunt. Și ne însoțesc în lucrare prin rugăciunea lor. Le mulțumesc și zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. În urmă cu jumătate de an, dragii mei, a fost la noi în vizită fratele Cristi Boariu. Suntem, putem spune că mai mult decât cunoscuți, suntem prieteni. Și la un moment dat, la sfârșitul mesajului pe care el l-a avut, noi în vremea aceea construiam biserica la Stâncășeni și el știa de lucrarea aceasta și atunci zic, măi, dacă noi avem lucrarea noastră, nu ne mai implicăm și în altă lucrare, pentru că nu vrem ca biserica să aibă o claritate. Acum, dânsul știți că e chemat în lucrare într-un mod special prin ajutoarele care le face în zona Olteniei, da? Vă aduceți aminte de cazul, decesul trecut, da? Care a fost în zona Olteniei, tânăra de 21 de ani, da? E de acolo, din familia aceea, da? Și la un moment dat, el a spus în predică de lucrarea pe care o face. Înainte să predice, îi spus, zic, măi, Cristi, uite, fiindcă suntem prieteni și tu ai fost un om foarte înțelept, tu n-ai cerut colectă, fiindcă n-ai cerut, noi astăzi îți facem colectă. Așa, într-un mod spontan, pentru lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci, da? În zona unde ești, în Oltenia. S-a făcut o colectă, dragii mei, nu știu, a fost 5.000 de euro, pe 200 de persoane câte am fost noi acolo, 5.000 de euro. O colectă frumoasă pentru Spania, să știți. Nu a fost totul aici. Ascultați-mă bine. Când s-a terminat slujba, a fost pentru prima dată când mi s-a întâmplat asta, să știți. Când s-a terminat slujba, de undeva din spate, a venit un bărbat, o persoană, un frate, nu era membru bisericii noastre, da? Nici acum, la ora asta, nu este membru bisericii noastre, a venit la slujbă. Și a venit în față și a zis, frate, vreau să mă duc astăzi să stau de vorbă cu fratele Cristi și să îmi spună mai multe despre lucrarea pe care el o face acolo în Oltenia. Cumpără cartofi pe datorie, achită după cum sunt donațiile din partea fraților. Și la un dat îl întreabă, zic, nu, văd că faci donațiile astea, faci lucrarea aceasta. Spune-mi, care este datoria pe care tu o ai față de familia aceasta, de la care ai luat cartofi în cantități mari și i-ai dus într-altă parte la familii săraci. Și la un dat spune și că, măi, frate, este a mea, mai ajută bisericile, uite, s-o mai strâns ceva aici, noi rămânem cu atât, eu rămân cu atât și sunt foarte mulțumit. Nu, fratele, foarte insistent, mă, trebuie să-mi spui care ți este datoria. La care îmi spune, sunt datoria e 20.000 de euro.
Să știți că suma asta e mare și pentru noi în Spania, să știți. Mare și pentru noi în Spania. La care fratele care o venit din spate, o venit la slujbă, o zis așa, știi ce? Într-o lună de zile am să-i duc banii la fratele Iordache și el să ți-i trimite în România. La care m-am speriat și eu că eram martor. Nu-i bine să fii tot timpul martor, da? Și zic, liniștește-te un pic, liniștește-te, mai recapacitează, da? Și vezi ce se întâmplă, pentru că să știți că sunt foarte multe, da? Decizii care se iau, da? Sub impulsul anumitor momente, anumitor emoții și nu ne mai ținem de ele. Nu ne mai ținem. E greu să te ții până la capăt. Noi, el zice, măi frate, dar tu nu știi ce zic, măi, zic, du-te acasă, vorbește cu nevasta, că trebuie să comunici cu ea, pe cum spui că dai atâția bani și mai avem o altă problemă după aceea, da? Că nu-i spui la nevastă. În fine, o zis că, frate, eu am promis ce am zis. La vreo săptămână vorbesc cu el la telefon, mai puțin de o săptămână, și zic, știi ce s-a întâmplat duminică? Da, da, cum ești? Da? Te-ai schimbat? Cum să mă schimb, frate? Cum? Deci eu nu știu ce vorbesc? Atât de mult să știți că îl apreciez pe omul acesta. Un duh nou și statornic. Ne trebuie la mulți dintre noi. Statornicie. Și spune, da, frate, pe drumul ăsta am hotărât că merg și merg. Și vreau să vă spun, o trecut o lună de zile și m-a sunat fratele Cristi Boariu și mi-a spus, știi ce? Acolo, la Getafe, în Madrid, ți-aduce aminte de momentul în care ne-am întâlnit cu persoana care s-a hotărât să se implice într-un mod, țineți minte, voluntar. Voluntar. N-a cerut nimeni. Și zic, da, eu vreau să spun ceva. M-a sunat, a făcut transfer bancar și banii sunt în contul fundației, nu mai știu ce fundație, mă rog, fundația pe care o are. Dragii mei, știți la ce m-am gândit? M-am gândit la următorul lucru. E ceea ce spune Neemia aici. Și l-am întrebat, măi, de ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Și a spus, când știu că sunt români de-ai mei, care n-au aproape ce mânca, și neamul meu, și poporul meu, și eu să-mi cumpăr o altă mașină, el avea bani să-și cumpere o altă mașină. Și a zis, banii am trimis acolo. Ascultă-mă ce spun în dimineața aceasta. Când alegi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, o faci voluntar și e drept că o faci cu sacrificiu. O faci cu sacrificiu. N-au fost banii luați de nu știu unde, n-au fost bani luați din bancă, nu. Dragii mei, ascultați-mă în dimineața aceasta. Mântuirea pe care noi am primit-o, e drept că am primit-o în dar și am primit-o gratis, dar pentru ea s-a plătit un preț. S-a plătit un sacrificiu. A fost jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi. Și zic, binecuvântat să fie El. Vreau să nu uiți niciodată. Tot ce se face, se face cu sacrificiu. Dacă vrei ca într-o zi Dumnezeu să-și aducă aminte de bine pentru mine și pentru tine. Mai e ceva ce face omul acesta, dragii mei. Acum intrăm în sfera bisericească. Să știți că a făcut pentru neam, pentru popor și acum spune pentru biserică ce face el. Suntem aici, nu putem fugi în dimineața aceasta, da? Neemia 13:14. E aceeași rugăciune, dragii mei. S-a lipit inima, da, lui Neemia de rugăciunea aceasta. Neemia 13:14. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri. Și țineți minte, și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Doamne, uite ce fac și pentru casa ta. Fac pentru popor, mă implic în casa ta. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta. Care sunt lucrurile pe care eu le fac, pe care dumitale le faci?
și pentru care poți să stai înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dragii mei, oricum vom sta de vorbă cu Dumnezeu, va sta de vorbă Dumnezeu cu noi, mai corect, da? Dar vreau să spun în dimineața aceasta, vreau să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, da? Să fii interesat de lucrarea lui Dumnezeu, interesat de popor, interesat de casa lui Dumnezeu, ca să poți împreună cu mine, ascultă-mă, într-o zi să ai curajul acesta, să-i spui, Doamne, adu-ți aminte de mine. Mai e ceva ce face Neemia. Parte din popor au început să lucreze duminica, așa-i? Lucrau duminica. Și a spus Neemia, închidem porțile. Închidem porțile. Nu-i mai lăsăm la lucru. Păi a început Neemia să facă disciplină. Ori disciplina nu o iubește mai nimeni, da? Știți cine o iubește disciplina? O iubește cel care vrea să se pocăiască. Ăsta iubește disciplina. O început Neemia să facă disciplină, spune versetul 22 din Neemia 13. Am poruncit și leviților, și preoții, da? Să se curățească și să vină să păzească porțile ca să sfințească ziua sabatului. Eram undeva, aici în România, undeva în zona unde fratele meu cel mai mare păstorește, în județul Brăila. Dom'le, avea problemă cu o soră la biserică, că tot întârzia, că trebuia să ia, să bage porci, să le dea de mâncare în timpul slujbei. Nu știu ce porci pretențioși avea ea, da? Și porc și vacă, da? Trebuia să vină, să nu știu ce. Și supărată, și tot timpul avea scuză, dragii mei. Frate, știu-ți că trebuie să nu știu ce să le fac la porci, da? La care fratele meu, păi trebuie să ne rugăm să găsească Dumnezeu o soluție, da? Nu, frate, cum să dea Dumnezeu o soluție, da? Știți care a fost soluția pe care Dumnezeu a dat-o? S-au dus cu porcul, da? Și n-a mai fost nicio scuză, dragii mei. Dragii mei, scuze ieftine. Scuze care în final ne acuză. Care ne acuză. Și vine Neemia și spune, da, sfințim ziua sabatului. E templu. E oră de rugăciune, e închinare, aici sunt. Nu sunt în altă parte. Am sfătuit bisericii. E perioada vacanțelor și la noi în Spania. Au plecat, da, parte din biserică. Și le-am spus așa, nu știu unde mergeți. Nu știu unde vă va găsi duminica, dar unde veți fi duminica, căutați casa lui Dumnezeu. Frații mei, unde am avut mulți prieteni care erau nemulțumiți de biserica unde erau. 10 oameni, au spus că mergem pentru 10 oameni, 15, mergem pentru 15. Știți unde aveau să li se ducă pașii? În 2 ani de zile au ajuns în zone unde nici 10 nu mai erau. Și ce aveau să-mi spună? Ce buni erau. Și cei 10. Ce buni erau și cei 10. Vreau să spun în dimineața aceasta, spune așa, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri. A început Neemia să facă disciplină în biserică. A început să pună lucruri în rânduială. Este singurul, dragii mei, despre care citesc în Sfânta Scriptură, că a început, fiți atenți ce a început să facă, da? Versetul 25. Este singurul, da? Prin care Dumnezeu face o reformă completă, dragii mei. O reformă completă. Neemia 13:25. A început să mustre, da? I-am mustrat. I-am blestemat. Am lovit pe unii din ei. Vedeți, nu, ce scrie, da? Sunt cum să spuneți amin, da? Le-am smuls părul. I-am pus să jure să jure în numele lui Dumnezeu, zicând să nu vă dați, fiți atenți, să nu vă dați, da, fetele după fiilor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. De ce? Pentru că a știut Neemia, da, ce i s-a întâmplat lui Solomon. Și a spus așa, eu vă iubesc, cu alte cuvinte. Eu vă iubesc. Nimeni, să vă spun, nimeni n-ar vrea astăzi să aibă un astfel de păstor ca Neemia. Dar vreau să vă spun ceva. Cred că e nevoie și de o astfel de atitudine câteodată, ca să nu spun un astfel de profil. Cred. Știți ce face Ezra, dragii mei? Sunt amândoi contemporani, trăiesc într aceeași vreme. Știți ce face Ezra când află de starea poporului? Ezra spune, a început el să-și mulgă părul lui din barbă. Citiți și veți vedea acasă, da? Nu mai am timp, da? Ezra își smulge el părul. Vine Neemia și spune, nu-i corect să-mi-l smulg eu și apoi voi să continuați în drumul vostru. Nu primiți și dumneavoastră bilete de genul rugați-vă pentru mine, intrați în post și rugăciune pentru mine în biserică, primim, dragii mei. Știți care este primul răspuns pe care îl dau? Dar tu postești? Dar tu postești? Nu, mi-e greu. Mă ia amețeala. Nu, atunci când începi
să postești tu, e cauza ta, biserica nu se va chinui. Biserica va intra când intri tu întâi. Cred că sunt probleme de sănătate. Cred. Dar nu, asta este regulă. Dacă mă doare, ar trebui să mă doară întâi de toate pe mine. Ar trebui să plâng întâi de toate eu. Ne vin la mărturisire. Dragii mei, vă spun astăzi cu responsabilitate. Nu sunt cel mai în vârstă, dar slujesc de ceva timp, da? Slujesc de ceva timp. Cred că, ca și popor al lui Dumnezeu, astăzi nu mai facem deosebirea între mărturisire și spovedanie. Sau nu știu dacă s-a făcut vreodată. Ascultați-vă bine. Știți că între ele ar trebui să fie o linie de separație foarte profundă, foarte evidentă. Ori astăzi venim și spunem, îi le aruncăm pe toate și le spunem, știi ce? Asta, asta, asta și mă duc și continui. Ori mărturisire înseamnă întâi plâns personal, pocăință personală și apoi ajutor. Până nu-i ajutor, până nu-i plâns personal, dragii mei, nu putem să facem mai mult. Neemia este special, dragii mei, din punctul ăsta de vedere. Spune, știți ce? Cu voi nu am altă soluție. Am soluția asta. E o disciplină dură, dar vreau să vă spun, cu toată certitudinea, în urma acestei disciplini dure pe care Neemia o aplică, el rostește rugăciunea cu care am început. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Dragii mei, vreau să vă întreb în dimineața aceasta, vreți ca Dumnezeu să-și aducă aminte de bine de dumneavoastră? Fiți atenți, trebuie un interes sincer, trebuie o implicare sinceră, toate trebuie să se facă voluntariat, dragii mei. Știți ce pot să vă spun astăzi, ce am observat astăzi? Eu apreciez mult lucrarea misiunii Hristic. Îl știu pe Doru de foarte mulți ani, de foarte mulți ani. Sunt foarte puțini astăzi care într-un mod voluntar, țineți minte ce vă spun, se angajează în lucrare. Nu știu când a venit ultima dată la mine cineva să-mi spună, spune-mi ce trebuie să fac pentru lucrare. Ce pot să fac pentru lucrare. Abandonul, dacă undeva este în loc de frunte, știți unde este? E în lucrare. E în lucrare. Stătea Saul cu vreo 600, da? Unde? Sub un stejar, da? La umbră stătea, da? Știți ce mă gândeam atunci când citeam versetul ăsta? Nu mai pot să mai spun acum referință, da? Îmi scapă, exact. Dar mă gândeam în felul următor. Cum au încăput atât de mulți sub umbră? Cât era de mare copacul ăla, da? Dar să știți că erau 600. Cum au încăput atunci? Păi la umbră ne înghesuim să intrăm. Ne facem loc unul la altul, da? Ne facem loc unul la altul la umbră. Vino și tu la umbră. Ori, dragii mei, să știți că dacă vrem ca Dumnezeu să-și aducă aminte de noi, trebuie să ieșim în soare. Știu că e greu. Am fost în lucrarea aceasta. M-am format în județul Brăila. Îmi luam harfa, îmi luam Biblia cu vocea pe care o aveam și mă duceam. Nu știam să spun mare lucru, dar știam că sunt trimis și că îmi place ceea ce fac. Ascultați-mă, lui Neemia i-a plăcut ce a făcut. Ori vreau să vă spun ceva. În lucrare, descurajarea va veni. Va fi un Tobia, va fi un Sambalat, va fi un batjocoritor. Ăștia nu trebuie școliți niciunde. Ăștia nu trebuie încurajați să batjocoreze niciunde. De? Ăștia nu. Ăștia îți născuți așa în batjocură, da? Îți născuți așa. Vor fi astfel de oameni. Dar vreau să spun ceva. Ce am înțeles din Sfânta Scriptură și cu asta închei în dimineața aceasta. Vreau să vă citesc din Psalmul 73. Ăsta e Asaf. Și ce spune Asaf în Psalmul 73? Spune așa, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Și spun, slăvit să fie Domnul. Dar totuși, avea să se întâmple ceva. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul. Da?
și erau să-mi alunece pașii. Când mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Ascultă-mă astăzi. Asaf a fost un om activ. A fost conducătorul de închinare de la templu. Și n-a avut puțin, dragii mei, n-a avut puțin. Vreo 4.000 a avut în echipă, în echipa de închinare. Gândiți-vă ce a însemnat pentru el, da? Momentul în care a venit cu psalmul acesta, ăsta e psalmul lui. Sunt 11 psalmi compuși de el, da? Ce a însemnat pentru el? Dragii mei, psalmul 73 e răspunsul, da? E răspunsul la durerea noastră câteodată. De ce celor răi le merge bine și de ce celor buni le merge rău? Și nu înțelegem, dragii mei, nu înțelegem. Și transpirăm și iar transpirăm și chemăm și iar chemăm și organizăm și iar organizăm și nu înțelegem de ce nu-i răspuns, nu înțelegem de ce toate lucrurile sunt așa. Ascultați-mă bine, știți care a fost răspunsul lui Asaf? E un răspuns venit cu înțelepciune de la Dumnezeu, dragii mei, pentru el atunci și pentru fiecare dintre noi care suntem în locul acesta, în această dimineață. Spunea el, zadarnică mi-a fost truda, m-am gândit la aceste lucruri să le pricep. Și a spus, nu le-am priceput. Până când, știți până când? Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă. La sfârșit. Dragii mei, vreau să spun în dimineața aceasta, continuă să lucrezi. Continuă să lucrezi. Sfârșitul nu-i când îl vrem noi. Sfârșitul nu-i când am vrea noi să fie. Nu-i atunci sfârșitul. Pentru că spune Sfânta Scriptură, tot Asaf spune, da? Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Ăsta e răspunsul. Noi, dragii mei, îl slujim pe Dumnezeu, da? De dragul celui care este în cer. De asta îl slujim noi pe Dumnezeu. Pe cine altul am eu în cer. Nu ce, cine. Nu lucruri, nu, cine. Aș vrea să înțelegi în dimineața aceasta. Știi pe cine ai tu în cer? Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. În numele lui Iisus Hristos este biruință. El își va însoți lucrarea, dragii mei. Își va însoți lucrarea. N-aș vrea să închei fără să las versetul acesta ca încheiere, da, pentru mesajul din dimineața aceasta. Dacă vorbește cineva, 1 Petru, capitolul 4 cu versetul 11, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și nu numai ajută-ne, dă-ne mai multă putere. Pentru că de multe ori am vrea să facem, dar cu puterea care nu e a Lui. De asta Apostolul Petru spune, cu puterea pe care i-o dă Dumnezeu. De ce? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit, dragii mei, Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Așa ne vom putea ruga la finalul slujirii. Nu știu ce faci în lucrare. Nu știu cu ce te-a binecuvântat Dumnezeu. Dar vreau să spun cu dragoste în dimineața aceasta. Fă ceva, dragul meu, de bine, de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Este singurul, să știți, care nu greșește niciodată când plătește. Este singurul, dragii mei. Este singurul care plătește corect. Este singurul care își însoțește lucrarea, care nu abandonează cât timp rămânem în brațul său. Zic Dumnezeu să fie lăudat. Amin.